Bună dimineața, șoriceilor. Bună dimineața, Sirena, Nati. Bună dimineața, Dominic. Sirena, pentru că aseară am fost la mare. Am dat o tură până la mare, fiind foarte cald afară. Și acum începe, sunt 29 de grade anunțate astăzi. Am dat o tură până la mare, ne-am distrat un pic în pizza, nisip. A pupat la McDonald's. Eu te leg. Băi, bestie, mami. Și acum ne-am trezit și noi destul de târziu pentru că ne-am culcat târziu. E 8 și 28 azi. Ne-am culcat pe la 1. Copiii pe la 12, aproape 11 și ceva. Foarte târziu. Și bine ați venit la un nou vlog, apropo. Deci azi ne așteaptă o zi călduroasă. Mi-am pregătit de rânghiuțele portocalii, așa roșii colorate. Good morning, hai să ne trezim și noi. O sta la alter pe Radice Max. Și-a cumpărat Nati periuță, adică i-am cumpărat eu, că ea nu a fost, ea a rămas acasă. Mm-hmm. Cu ce e perioada, mama, cu girls? Cu ce este? Ai păr așa înfoiat de ieri de la mare, că a bătut vântul pe plajă și ți l-a înfoiat. Ia să vedem. La mami așa. Are girls, ia uite, cu sclipici. Am arătat pe Instagram, am făcut un fel de haul pe Instagram, ceva de genul. Mm-hmm. Și mi-ai cumpărat și o păpușică, da. Și se numea Vita. Da, Vita's Closet, nu știu cum. O să vă arăt că merge jos. Ai cumpărat și marshmallow. Marshmallows, da, am cumpărat. Am cumpărat mai multe de la TK Maxx. Dacă m-ați urmărit pe Instagram, ați văzut că am pus haul-ul acolo. Și ieri, după cum spuneam, am dat o tură până la mare. O să vă las acum niște imagini să vedeți. Când am venit la ora de la servici și ne-am întors pe la 9 seara, să zicem așa. Am mâncat acolo la McDonald's după ce am terminat cu plaja și am avut așa o zi frumoasă și o zi plină. Azi e sărbătoare, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, așa că nu lucrăm, nu facem nimic, doar ne relaxăm. Uite că am prins porul, al meu nu arată prea bine astăzi. Mi-am mai aruncat și apă de ieri din mare și aseară, sincer, nu am avut chef să mă spăl. L-am băgat copil la culcare, am zis foarte târziu. Eu am adormit pe la ora 1 și acum domnul m-a trezit pe la 6:30 dimineața, când s-a trezit la ora să plece la servici. Mi-e somn și am nevoie de o cafea. Am vrut să vă arăt lumânarea asta pe care am luat-o din TK Maxx. Asta este cu amber și lemn de wood. Made in England, dar miroase foarte frumos. Am aprins-o două seri la rând și în seara când am cumpărat-o și aseară și îmi place foarte mult cum miroase. Am pus o comandă ieri la Look Fantastic de două ape micelare, dar cele albastre, tot de la Bioderma, dar cele albastre. A fost cu 16 lire, pachet de două, de 500 de mililitri. Deci am un litru de apă micelară cu 16 lire, mi s-a părut foarte, foarte bine. Și am mai cumpărat crema de față de la AHC, compania care mi-a trimis prin influencer serul la care mi-a plăcut atât de mult, încât am cumpărat și crema de față de la ei hidratantă. Abia aștept să vină și am mai luat un set cu eyeliner de la Benefit. Are un eyeliner mic și un eyeliner mare. Am mai luat de la TK Maxx așa pentru mine un spray de față, pentru că tot eram eu în căutare de spray de față. Spray de față hidratant Hydrating Mist Toner de la Sukin. Nu are paraben, nu are alcool, are mușețel și trandafir. Are ingrediente foarte curate, nou toate astea de aici. Și astea sunt ingredientele. Mi se pare foarte, foarte bun spray-ul ăsta și are 125 ml și a costat doar 5 lire. Miroase foarte drăguț și eu vă recomand produsele de la Sukin pentru ten, pentru că sunt naturale și sunt foarte bune. Eu am mai avut de la ei seruri, creme și mi-a plăcut extrem de mult. Sănătate, mamă, Doamne ajută! Mi-a plăcut extrem de mult și vreau să vă recomand compania asta de skincare, e australiană, pentru că sunt foarte bune produsele. Nu e cazul să mai zic că aș mai fi dormit în dimineața asta, că da, aș mai fi dormit. Dar asta este, m-am trezit, m-am ridicat, facă-se voia ta, Doamne, astăzi și o luăm înainte.
M-am dat pe buze cu luciul de la Fenty Beauty. Uite, dar am venit să-l dau cu spray de soare, pentru că deja e super cald. Deci azi noapte, pe la 12, când m-am uitat la vreme, erau 18 grade afară. Pentru Marea Britanie nu prea este ok noaptea să fie atâta grade de multe. Dar asta este, mergem înainte cu Dumnezeu și trebuie să-l cu spray de soare, după cum a zis el. Mi bunie! Ai găsit-o? Ai găsit-o bunie? Nu, ai găsit-o eu, e o piatră, mama aia. Uite aici scoicile pe care le-am cules ieri de la mare. Am coborât la mami, Maia! Cu spray, da. Te-am dat cu spray de mami, azi? La ureche nu știu dacă se aude în aia. Alta era genul ăla, asta era gen de se aude în ureche, așa. Dar să fie mai mare. Să se aude, asta e totuși micuță. Mami, mami, fiș? Ăla nu e fiș, nu. Uite, asta e cea mai mare de aici. Asta așa. Asta e o piatră care mi s-a părut mie super interesantă, cu negru și cu alb. Uite cum arată. Mami! Avem melcișori, avem așa. Uite, am luat o grămadă. Mami, Maia! Da, mami, mergeam pe plajă ca să mergem spre mașină și culegeam scoici. Mami, jos! Și aia, aia a căzut, pune-o la loc. Pune și pe aia acolo. Mai am din sucul ăsta de ieri, de la Innocent. E preferatul meu pentru că mami, are kiwi și matcha. Mami, fiș? Nu e fiș, mama, sunt scoici. Toate sunt scoici. Și o bănânuță. Mami, Maia! Aia e cea mai mare. Am ajuns noi la micul dejun. S-a făcut destul de târziu pentru mine, cel puțin e ora 10. Avem aici niște leftovers de seară de la McDonald's. Niște chicken McNuggets din astea două. Avem un sos curry, care îmi place mie foarte mult, apropo. Și barbecue dips, dip. Pentru că am luat bucățele de pui, un fel de crispy strips, ceva de genul. Aici am niște brânzică, castravete. Ridiche și o pâinică indiană care a rămas de ieri, foarte bună, e așa mare și zice că e coaptă la flăcări, la flăcări, flame bake, ceva de genul, pentru că arată foarte bine și e cu coriandru și usturoi. Și o să mai tai niște șuncă din asta, slănină afumată de la Cristin și cam așa micul dejun. Mi-am spălat și papucii pentru că seara la mare mi se umpluseră de nisip și de apă și de nămol și a trebuit să-i spăl aseară și pe copiilor, da, mami, scoicile. A prins scoicile pentru că au avut asta de aici în plasă luată la mare. Le-am strălutat și ce mi s-a înfundat nasul. Le-am făcut aici din asta cu serame când era mică. Clasă, parcă v-am arătat eu, așa ziceam. Mi-am luat și cafeaua cu lapte și am ieșit afară. Uite, Dominic, mai țin un pic și o să-l bag la culcare, dar nu zic mai tare că mă aude. Da, s-au făcut destul de mari roșioarele. Nu vi l-am mai arătat de mult, de mult, de mult. Aici am făcut un pic de curățenie. Zilele trecute am mai jumulit din ierburi, vedeți că a rămas doar o tufă din asta de gălbenele și roșioara și bujorul de acolo, bine, și buren micuțe care au răsărit acum, dar pe celelalte le-am luat de ușteanul, n-a răsărit deloc. Toate burenile pământului au răsărit numai de ușteanul, nu? Lavanda s-a mărit mult. Am văzut-o anul trecut când am venit în casa asta, când ne-am mutat în iunie și nu era atât de mare, păi acum cred că e dublă aproape, cam așa. Și îmi place foarte mult și mă bucur enorm de ea. Ce ai acolo, mama? Hai o floricică, da. Și liliacul s-a prins destul de bine acolo. Liliacul, da, castraveciori. Am pus din nou acolo și văd că sunt destul de ok. Trandafirașul l-am curățat și în jurul lui pe aici burienile. Tundem iarba din nou și gardul ăsta. Trebuie să-l tunde în sus, că uite cum s-a... Nu uniformizat, deuniformizat, nu știu. Am mâncat smeurici. Am mâncat la smeurici din curte și ieri și alaltă ieri pentru că s-o copt. Da, mama. Păi s-a stricat căsuța, ce să fac, dacă a bătut vântul, a plouat zilele astea, ia uite-l. Iar trebuie culese astăzi, pentru că s-au copt. Up. Foarte mult, mulțumim domnului mami pentru ele. Nu le spălăm, mama, le mai lăsăm puțin, că nu sunt coapte de tot. Mami, trebuie să fiu atent aici pe la urzici, pentru că sunt urzici mami, pe jos. Mami, și s-ar putea să mețe picioarele. Ia uite și aici, salut, smeurici, mici, pitici. Ia uite și aici. Păianjen, nu unde, mami? L-ai văzut acolo? Are pânza? Da. Uite, asta e verde, trebuie să se coacă aici. Sunt păianjen, ce să le facem, mama? Sunt și ei, n-am nimic cu ei, lasă-i să se plimbe. Fii atent la picioare, Dominic, că ai picioarele goale, sunt urzici. La ori s-a înțepat într-o urzică zilele trecute la mână. Și au apărut bășici, n-am mai avut bășici de la urzici când eram mică. Mami, copac? Copacul, da. S-au făcut destul de mari, nu-i ceapă, mama, sunt roșii. Sunt roșii. Mami, ia uite-le și acolo. Și acolo. Sunt o grămadă de roșioare ieșite. Slavă Domnului, mulțumim. Ia uite-le și acolo. Doamne, avea așa să se coacă. Coacă? Da, să se coacă să le mâncăm, mama. Păi nu vrei să le mănânci? A făcut băiatul pișul la uliță.
Am uitat. Ai făcut pișul la uliță? Da. Aoleu, bravo, Dominic. Ești băia mare, mama, ai făcut pișul la uliță, gata. Am dat drumul la procesul de învățare de acum. Așa, ușurel, dar în stilul nostru. Bravo, mama. Hai, dai gol la mami. Gol, bravo. S-a trezit și Dominic. E 3:30, a dormit destul de mult. Doamne, e atât de cald aici în cameră, bate soarele în geam, non-stop, deci am început să transpir. Uitați-vă și la tenul meu, m-am machiat de vară, am pus și o paletă de la Fenty, aia, cum se numește, Pastel Frost, auriul pe ploape, și rujul Dragon Mami, tot de la Fenty, pe obraz am Pat McGrath iluminator, dar mi-e cald de nu mai pot. Deci cred că mi-au mai eu pe mine pentru că e super, super cald, sunt 30 de grade afară. Iată gălușca, s-a trezit. Gălușca transpirată. Gălușca transpirată, mamă, ce mai frumos ai. Și la negrit, l-ai mozolit de tot pe afară, de tot. Haide, mergem jos să pupăm și noi? S-a făcut ceasul târziu, ia uite. 3:28. 3:28. Smile? Love you. Gata, mi-am prins și o moțul în cap. Eu te la ești prezent. Uitați-vă cum arată iluminatorul ăsta de la Pat McGrath. M-am dat cu ăla bronz din paletică, care părea cel mai închis pentru tenul meu. Și am luat mai eu ăsta pe mine. Mi-e mult mai bine să dau bretelele jos, să mă bronzez un pic. Bronzez. Doamne iartă-mă, în curte cât trebuie să mă bronzez acolo. Și să vedem că am pantaloni 3 sferturi pe mine. Uite așa. Să mergem să ne bronzăm, Dominic. Mergi? Eu te-și pe el acolo. Hai, merge, mama? Da. Nati s-a dus la culcare. Am făcut așa câte un ou la fiecare, cu foarte puțin lentigă, de aici așa, ceapă și roșioară la prânz și duminicare la fel. E bun? Da. E bun. Mami, și pâinița asta indiană rămasă, ești happy? Așa trebuie. Și am făcut un ceai de turmeric aici, să păpăm și noi de prânz, după care cred că mergem cu Laur să luăm și de înghețată ceva, că e foarte, foarte cald afară. Îl aștept să vină, vine pe la 4 și ceva. M-am dus până la Nati sus și doarme. M-am echipat în tricou, n-am lăsat maieul pe mine, pentru că mergem până la azi să iau pe împărțul lui Dominic și beți de urechi și nu mai știu, banane, nu mai simt ce mai trebuia. Am scris pe listă, sper să nu pierd, pentru că data trecută la Sainsbury's am pierdut-o. E super cald, mi-am luat pantaloni alar și pe mine harem așa, la pizza, ochelari de soare și mergem. Da, mama, sunt gata. Uite așa, am luat sandalele astea de la Ipanema, care îmi plac atât de mult. Le-am, cred că de 2 ani aproximativ, dar sunt foarte, foarte bune. Pantaloni harem, ăștia largi, ochelarii. Așa aveam și când l-avem pe Dominic în burtică și apa, ca să ne hidratăm. You've got this, așa că hai să mergem. Aici, la Pamparcel, mama, aici. Trebuie să luăm Pamparcel. Hai, mergem? Da. Suntem la cumpărăturile. Am cumpărat iaurțel, am cumpărat ibuprofen, bețișoare de urechi, banane, ce avem aici? Multe pentru copiii ăsta, suculeț și acadeaua, mami, ascuns acolo, ia să vedem, am luat pina colada, am găsit așa, mocktail, zicem, tropical pineapple și cocos, nu știu, chiar sunt curioasă, poate e lapte așa. Și am luat un suculeț, Pampers, mozzarella și piele de pui congelat. Hai să plătim! Păi nu trebuie să plătim? Nu putem să plăcăm cu ele gratis, mama, hai să plătim, hai! M-am pus băieții în spate, Dominic în față, în booster. Vreau față lângă tati, se vede cum conduce tati, cum zgârmă tati la mașină, cum tot. Da. Mergem la Aldi să luăm înghețată, pentru că n-am găsit ce trebuie la azi, dar erau cam goale rafturile, adevărul ăsta era înghețată. Mergem acolo. S-a încălzit apa în mașină, am uitat apa în mașină, s-a încălzit. Hai, ai profesor, Dominic. Da. Stai bine acolo în față? Green. Booster. Go! 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 Acasă de la cumpărături. Am trecut la Aldi dintr-un final și am cumpărat înghețată de zi caramel sărat și brownies ceva
și încă una de căpșune, cu sirop așa de căpșune, yummy, delicioasă. Iar acum am apucat să fac pastele, pentru că s-au făcut aproape ora cinei, 6 și 50 de minute. Am niște paste cu legume și cu ciuperci. Am aici tăiate ciupercile micuțe. Am o roșie care aproape se stricase, e foarte, foarte coaptă și o să o tai să o fierb așa la sos, pentru că o să-i dea un gust minunat. Am tăiat niște ardei, o să tai niște ceapă și o să pun sos de roșii și niște condimente, gen usturoi granulat, ceapă granulată, paprika, sare, piper, ulei de măsline. O să le călesc în tigaie. Asta e tigaia nouă pe care am cumpărat-o, apropo. Am pus-o și la încins ca să pun ciupercile. E o tigaie pe care am luat-o în Tiche Max, am arătat-o pe Insta Stories. A fost 15 litri și mare, de 30 de centimetri. Iar acolo am apă cu sare pentru spaghete să le pun să fiarbă. Sunt gata pastele. Uite cam așa arată. Am avut pene. Am zis spaghete, dar am avut pene. Le-am pus fierte peste sos și arată delicios. Am pus și busuioc proaspăt, ăsta verde de aici, și usturoi pisat la finalul sosului când am închis aragazul. Și așa arată. Delicios. Și o să pun mozzarella asta de aici, bucățele de la Asda, Soft and Wild, pentru că mie îmi place. Și, bineînțeles, piper. Doamne, ce bine arată! Am prosopul pe cap și îmi beau din ceiuți, bine, atât cât mi-a rămas. Mi-a făcut un ceai cu tei, cu lavandă, chestii din asta relaxante pentru seară. Am lăsat copiii cu Laur jos să ude prin grădină, ei s-au jucat pe afară, s-au udat unii pe ceilalți, Nati cu Dominic. Acum Laur la baie cu Dominic să-i facă duș, după aia face și Nati duș. Între timp eu am strâns jucăriile nebunia de prin cameră, pentru că erau jucării peste tot și cărți de colorat și creioane aruncate și, Doamne, am făcut curățenie în bucătărie, blaturi, aragaz, după ce am făcut pastele, am spălat toate vasele, mi-am făcut ceiuțul și am venit să fac baie. Am făcut baie, m-am epilat, m-am spălat pe păr pentru că era cazul, îmi cresc baby hair-uri din astea. E un lucru bun, înseamnă că se regenerează părul, dar e nervant că stau așa micuță, zici că am brătan. Și în jurnal, jurnalul meu super ultra sclipicios de la Sainsbury's. Iar acum trebuie să închei și-o vlogulețul, dar am zis înainte să o mai filmez un pic pe Nati, că pe ea nu mi-aduc aminte să o fi arătat chiar atât de mult în vlogul de astăzi. Vin sus, mi-arăși mie ceai pe mână, te rog? Ce ai pe mână acolo? Tatuaje. Tatuaje de la Pixi? De la Pixi, da. De la Pixi Beauty. Le-am aplicat acum câteva zile și asta a fost în pachetul ăla pe ea. Și uite că a rămas. Deci încă se vede tatuajul. Îți place? Da. Da? Ce stă acolo? Niște steluțe? Ce stă acolo? S-au dus. Gata, nu mai sunt. Nu s-au dus, încă sunt pe mână. Uite, în cămășuța de noapte. Îți place rochița ta cu unicorn de noapte? Da. Da? Ce m-am pus aici la deget? Nu m-ar deranja să am așa un tatuaj pe deget. Și-am mai avut eu la un moment dat și mi-ar place. Uite, exact așa aici pe degetel. Nu știu cum se treaba cu saloanele de tatuaje acum, dar mi-aș dori un tatuaj fix așa, pe degetul cel mare. Doamne, doamne, ne-a dat ușă, așa ai spus? Da. Avem ușă pentru că trebuie să închidem ușa, să avem, nu știu, dacă dormim, să nu ne vadă cineva de afară, mama, ce facem în cameră. Să fie așa, să nu bată vântul prin cameră, să fie liniște, să nu se audă zgomot de afară în cameră, de asta e ușa. Doamne, doamne, ne-a dat inteligența să creăm ușa, sigur că da. De unde ți-a venit ideea asta? Nu știu. Ia spune lui mami, astă seară mai spune rugăciunea? Da. Și ce rugăciune spunem? Spunem îngerașul? Mhm, și Doamne, Doamne. Doamne, Doamne, Tatăl nostru? Mhm. Și Doamne, Doamne, rugăciunea noastră, în care îi mulțumim, da? Da! Pentru ce îi mulțumim? Ia spune lui mami. Doamne, Doamne, mulțumim. Pentru? Pentru? Ia spune. Pentru ușa care ne-ai dat. Pentru ușa care ne-ai dat, așa. Pentru ziua de astăzi. Pentru ziua de astăzi. Și pentru macei, mulțumesc, Doamne, de-am ies. Că avem jucării acasă. Da. Și că avem apite la magazin, că să o cumpărăm. Da. Așa am învățat eu în fiecare seară să spun rugăciunea la Doamne, Doamne, de mulțumire, de recunoștință.
și să-L rugăm să aibă grijă de noi, să avem o noapte liniște, să visăm frumos. Mulțumim pentru mâncare, pentru sănătate, pentru aerul de afară, pentru soare, pentru tot. Și s-a învățat așa după mine. Și aseară am spus îngerașul și Tatăl nostru. Și după aia eu am uitat pur și simplu, că nu m-a intrat în rutină chestia asta. Și ea zice, mami, mulțumim lui Doamne, zic, opa, da. Am uitat de rugăciunea asta în familie spusă și am apucat să spunem și pe asta, bineînțeles, pentru că e important mai ales copiii să se apropie de Dumnezeu și să învețe să-i mulțumească pentru tot, pentru că fără El n-am avea nimic. Ei bine, dragii mei, acum o să închei și eu vlogul, e 9:30, ați văzut. Aștept să bag copiii la nănița, după care spun și o rugăciunea de seară, rozariul, și o să mă bag la culcare pentru că mi-a ajuns pe ziua de astăzi. Mulțumim din suflet că ne urmăriți, multă sănătate vă dorim și să aveți parte de zile frumoase, liniște sufletească și multă armonie și iubire. Să ne vedem în clipulețul următor, până atunci mulți pupici din partea noastră, pa, pa!